Monument al naturii și totodată un ecosistem geologic unic. Cascada termală Toplița se întinde pe 500 de metri pătrați în lunga râului Mureș. Vestită pentru frumusețe, cascada s-a format în urma depunerilor de calcar și travertin, aduse în sute de ani de apa termominerală. Cascada are izvoarele mai sus, pe platoul Banfi. La izvor, temperatura este de 26-27 de grade. Căderea de apă măsoară o înălțime de 10 metri în înălțime și are un debit de 8-10 litri pe secundă. Este un veritabil monument al naturii, rezervație geologică și peisagistică, arie protejată. Drumul până la cascadă nu e deloc ușor, însă turiștii spun că peisajele uimitoare create de căderea de apă merită tot efortul. Această cascadă este unică, am văzut-o și acum 2 ani, înghețată, la fel ca și acum. Arăta splendid, figura care o reprezenta atunci era o gură de rechin deschisă. Acum văd că are alt aspect, tot frumos. Chiar nu am cuvinte, e... Biț! Iris. Inițial am zis că nu venim, dar fata nu m-a lăsat, mami, mergem, e musai să facem o poză. Cascada termală de la Toplița a fost declarată monument al naturii, arie protejată de interes național și rezervație naturală de tip biologic și peisagistic, în urmă cu 22 de ani.